Era mic. Țin minte că n-aveam calculator, dar eram înnebunit să joc fotbal pe stradă. Mingea era viața mea. Și aveam zile când mă trezeam de dimineață special cu gândul să ies cu mingea afară și să mă joc fotbal. Bine, dura până ne strângeam mai mulți, să putem să jucăm. Dar tot făceam noi niște duble, jucam pase, o victoria ceva. Înainte să primesc un calculator, ceea ce s-a întâmplat destul de târziu să zic, mergeam la sala de jocuri. N-am așa prea multe amintiri, dar țin minte că mergeam și mă jucam, stăteam acolo cu orele și toate jocurile de pe desktop le luam la rând, printre care și FIFA 2003, bineînțeles. Asta a fost prima FIFA pe care am jucat-o eu. Țin minte că era coperta cu Edgar Davis de la Juventus, care avea ochelari și în joc. Mi-a rămas asta în cap și acum. Pauză, dragii mei, puneți pauză și dați like acum dacă ați jucat și voi măcar o dată în viață jocul minunat FIFA. Așa mai departe. N-a durat prea mult să mă prind cum se joacă, eram destul de perspicac. După, numai FIFA, eram înnebunit. Juve și AC Milan, echipele mele preferate. Asta pentru că aveam niște șepci pe acasă cu echipele astea. Bine, pe atunci nu prea auzisem eu de fotbal străin. Eu eram așa, pe plan local, cu Steaua București gen. Numai că în FIFA 2003, cel puțin acolo unde jucam eu la sală, nu era Steaua. Astea erau începuturile. Jucam doar cu calculatorul, nu știam eu ce înseamnă să joci și cu alți oameni. După am primit un calculator, pe care jucam FIFA 2007. Acum aveam și net, eram baștan. Începusem prima oară să joc la un prieten acasă și jucam între noi. Unul din tastatură și unul din volan. Ați auzit bine, volan ăla de vor juca jocuri cu mașini. După câteva luni eram tank, îl băteam și din volan, sunteți nebuni. După perioada asta, am mai jucat eu așa pe la PlayStation, pe PC-ul, dar nu m-am mai dat pe spate, până în 2012 când am intrat la liceu și am început să mă joc cu două FIFA 2011. Bombă era, jucam online cu Game Ranger 2v2. Și după 1000 de meciuri, vă dați seama că deja nu ne mai bătea nimeni. Și dacă se găseau doi care să ne bată, jucam cu ei până îi băteam și noi. Eram băieți ambițioși, nu ca acum. Și am ținut-o așa langa 3-4 ani. Veneam de la liceu, intram pe Skype, că pe atunci nu era Discord. Ce faci, mă, jucăm FIFA? Da, hai. Și aia era, jucam ore întregi. După 2016, nu m-am mai jucat niciodată pe PC-ul, doar la PS. Și cum eu n-am avut niciodată PS sau Xbox acasă, mă jucam doar când mergeam la o sală de-asta, știți voi. Nu mai aveam cum să fiu așa expert, că mă jucam și eu acolo 3-4 meciuri, nu 100. Dar era drăguț, îmi plăcea să merg și să mă joc cu băieții. Mai trecea timpul. Așa cum a început și băiatul de, eu băiatul 2 am avut cam aceeași experiență. Aveam 6 ani, nu aveam calculator, iar atunci când vedeam o minge că se învârte, chiar dacă mingea era spartă, tot fugeam după ea cum fug câinii după roțile de la bicicletă. Faza a fost că pe la 7 ani am primit primul PC, gen cadou la mâna a doua de la o rudă. Era o râșniță cu Windows 98, avea doar 64 de mega la RAM. Mergea doar Zuma, Captain Claw și Tarzan Pel. Dar eu eram fericit. Pe la 8-9 ani am fost la un vâr mai mare. Omul avea un joc numit FIFA 2007, zic, ce e ăla? Fotbal. Vreau. Mi se părea wow, sunteți nebuni. Era cel mai mișto. Era cel mai mișto joc pe care îl jucasem până atunci. Următoarele luni rupeam internetul cafe. Mă rugam de maica mea să-mi dea câte 10 lei să bag 4 ore la FIFA. Da, era ora la internet cafe 2,5 lei. Toată lumea era cu Counter-Strike, majoritatea oamenilor aveau 15-20 de ani, eu eram singurul nebun la 9 ani care juca FIFA 2007 ca un maniac obsedat. Pst, băiatu, bagi un CS cu mine și cu băieții jucăm doar AVP. Lasă-mă, dracu, cu porcăria, eu trebuie să dau gol cu Ronaldinho. Devenisem nebun tare, am început să fur bani din casă. Nu, glumesc, n-am făcut niciodată treaba asta. Însă toți banii de dulciuri și alte chestii băgam la net cafe să joc FIFA, atât. Nu mai aveam nicio măgura, ce Coca-Cola? FIFA! PC-ul meu cu 64 de mega la RAM nu ducea FIFA 2007, 2006, 2005, 2004, însă mergea FIFA 2003 și 2002 World Cup. Și FIFA 2003 a fost. Am făcut deal-uri cu băieții pe sumână cu CD-uri de alea piratate, cu jocuri de pe internet și așa am făcut rost de FIFA 2003 și FIFA 2002 World Cup. Bine, jocurile astea erau atât de înapoiate că se instalau doar cu copy-paste, adică nu era niciun installer sau ceva. Nebunie mare, vacanțele de vară, astea erau. Mă trezeam la 10, mergeam la fotbal, veneam acasă la 12-1, băgam FIFA până la 6-7 când mergeam iar la fotbal până la 11 noaptea, somn și din nou de la capăt. Când mai apucam, mai și mâncam. După ce mi-am luat PC-uri mai bune, mergea și FIFA 2005, 2007, 2008. După mi-am mai luat un PC și mai bun și am început să mă joc 2011, care a fost probabil favoritul meu după 2007. Netul cafea a dispărut, că și-a luat lumea PC-uri, s-a dus vibe-ul ăla mișto când erau 10-12 oameni într-o sală și fiecare urla în propriul fel, era un miros de țigară infernal și se auzeau numai sticle de Coca-Cola desfăcute și headshot. Și la liceu am continuat să joc FIFA 2011 pentru că era ultima FIFA luată de la oamenii random de pe DVD-uri pe care o puteai juca online cu un program numit Game Ranger. Era film să joc 2v2,
deși cu două în echipă au făcut ravagii la FIFA 2011 între anii 2012-2016. Vremurile bune s-au dus, iar astăzi tot ce mai rămâne de făcut este să ne amintim cu lacrimi în ochi. Dar totuși, dacă v-ați uitat până aici și v-a plăcut ceea ce am zis într-un oarecare fel, nu uitați să dați un mare like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă la canalul nostru minunat, iar noi ne auzim data viitoare. Ciao!